Salut, eu sunt Bogdan și azi am revenit cu unboxing-ul telefonului Samsung Galaxy S9 Plus. Acesta nu este chiar un unboxing autentic, deoarece am desigilat telefonul acum vreo 2-3 zile când l-am cumpărat, deci îl utilizez deja de vreo 2 zile. Și da, la insistența mai multora dintre voi am decis să-i fac până la urmă un unboxing, chiar dacă nu am toate accesoriile acum cu mine. Haideți să-i facem un unboxing. Pe partea din față avem deja clasicul logo cu albastru, de data aceasta S9 Plus. Samsung Galaxy S9 Plus, aceasta este varianta de 128 de giga. Pe latera dreaptă nu avem nimic, pe latera stângă ne specifică culoarea, Midnight Black. Pe spate avem niște specificații, ne spune că avem 158 mm lungime, cu tot cu marginile curbate, 6,2 inch, și 154,5 mm fără marginile curbate, 6,1 inch. Avem un ecran Quad HD Plus AMOLED, avem două camere Super Speed Dual Pixel de 12 megapixeli, deschidere f1.5, f2.4, plus încă o cameră tot de 12 megapixeli cu stabilizare optică f2.4. Avem super slow-mo, 8 megapixeli camera frontală, avem difuzoare stereo de la AKG, certificat IP68, rezistent la apă și praf, scanner de iris, 128 GB memorie internă, 6 GB de RAM, încărcare wireless și din nou căști tunate de AKG. Cam atât pe partea din spate, ne spune din nou că totul este printat cu cerneală din soia. În partea de sus avem niște coduri de bar, din nou ne specifică culoarea, modelul este SMG965F. Aici avem sigilul care bineînțeles este tăiat și haide să vedem telefonul. Telefonul este activat deoarece îl utilizez de vreo 2 zile, după cum am spus. Clasicul ambalaj. Aici este telefonul. Dopurile pentru căști. Și da, ar fi trebuit să fie încărcătorul și căștile, dar nu le am la mine. Acesta este acel adaptor de la USB-C la USB normal. Cu ajutorul acestui adaptor putem transfera diferite date. Și bineînțeles, celălalt adaptor de la USB-C la micro USB. Foarte util. Haideți să trecem la telefon. Să-i scoatem folia de pe spate. Bine, a fost scoasă încă o dată, dar am repus-o. Luăm și acest sticker. Avem deja clasicul spate din sticlă, care arată foarte, foarte bine. Din câte știu eu, Corning Gorilla Glass 5. Avem cele două camere de 12 megapixel cu stabilizare optică, imediat sub avem senzorul de amprente, lângă ele avem blitzul și senzorul de puls. Cam atât pe partea din spate. În zona superioară avem slotul pentru cardul micro SD și cartela nano SIM, avem un microfon, în partea dreaptă avem butonul pentru power, în zona inferioară avem difuzorul, un microfon, portul USB Type-C, jack-ul audio și cam atât. Avem cele două antene. În partea stângă avem butonul ce activează Bixby și tastele de volum. Haideți să luăm și această folie de pe margini. Se ia destul de greu. În fine, o lăsăm. Telefonul cântărește 189 de grame, avem un ecran de 6,2 inch cu o rezoluție de 1440x2960 de pixel, cu o densitate a pixelelor de 524 pixel per inch. Iar avem butonul virtual Cear Force Touch. Haideți să testăm și senzorul de amprentă, iată, îl funcționează foarte bine. Avem Android 8.0 Oreo. Și da, cât de curând vor urma și un review. Avem butoanele de tip Touch Buttons, Back, Home și Recent Apps. Cam atât cu acest video, noi ne vedem data viitoare.